Este criză de medicamente în spitale și farmacii. Producătorii din industria farmaceutică spun că de vină este politica prețurilor. Legea cere ca ele să fie calculate în funcție de cele mai mici prețuri din Uniunea Europeană. Lipsa anumitor medicamente creează deja probleme în unele spitale din țară. Din această cauză, la Constanța, spre exemplu, au fost amânate toate operațiile care nu sunt urgente. Conform Digi24, în 2022 au fost cele mai multe întârzieri în aprovizionarea cu medicamente din ultimii șapte ani. Aproape una în fiecare zi, Ministrul Sănătății spune că principala sursă a problemelor este că instituțiile de stat sunt obligate să cumpere la cel mai mic preț posibil. Alexandru Rafila, Ministrul Sănătății, afirmă faptul că mecanismul de preț din România de foarte multe ori descurajează firmele să producă medicamente și, mai ales pentru generice, acest preț este extrem de redus. Și câteodată renunță la fabricație, lucrurile se pot acutiza, mai ales în condițiile în care producătorii de medicamente au semnalat o creștere a costurilor din cauza modificărilor de pe piața energiei. De vreo 5 ani atragem atenția cu privire la criza medicamentelor, când nici măcar nu era criza materiilor prime. Dispariția produselor fabricate în țară nu este o soluție să aduci pe nevoi speciale. Asta va face să dispară și mai multe medicamente făcute în țară. Cea mai recentă criză a apărut la Constanța. La Spitalul Județean au fost amânate toate operațiile care nu sunt urgente, din cauza că stocul de medicamente pentru anestezia generală este pe sfârșite. Producția a fost întreruptă temporar în fabrică din cauza un în neconformități în calitatea produsului finit. Marius Prăzaru, directorul medical al Spitalului Județean de Urgență Constanța, afirmă faptul La momentul acesta mai avem circa 50 de fiole la nivelul spitalului. Țin să menționez că la un pacient se folosesc în jur de 5-6 fiole. Există un medicament înlocuitor, dar este extrem de scump. Ministrul Sănătății spune la Digi24 că în săptămânile următoare medicamentul va fi disponibil din nou din import. Orice spital mare trebuie să aibă o rezervă dintr-un produs care se folosește pe scară largă, zilnic, la aproape toate intervențiile chirurgicale. Este o problemă mai degrabă de organizare a spitalului decât o problemă la nivelul țării. Reprezentanții firmei care produc medicamentul spun că au în depozit 51.000 de cutii, cantitate care acoperă necesarul pe 90 de zile ale spitalelor. Am finalizat producția 51.000 de cutii de neostigmină care au ajuns în depozitele noastre la finalul săptămânii trecute. Am informat distribuitorii de disponibilitatea medicamentului și sperăm că în cel mai scurt timp medicamentele să ajungă la spitalele care au nevoie. Conform estimărilor noastre, această cantitate acoperă necesarul pentru 90 de zile al spitalelor. Relatează Digi24.ro.